Doamnelor și domnilor consilieri, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Giret, județul Bacău, întrunită astăzi, 31 ianuarie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Întârzie domnul consilier Busuioc Ionel. Conform înțelegerii și aprobării dumneavoastră anterioare, președintele de ședință este doamna consilier Bijenaru Nela Basilica. Bună ziua! Bine ne-am regăsit! Sperăm să avem un an bun, mult mai multe realizări decât cel anterior. Legat de procesul verbal de la ședința anterioară, are cineva ceva de adăugat? Domnul Busuioc? Mai e cineva? Da? Bine. Aveți cuvântul, domnul. Doamna președintă, vă mulțumesc, stimați colegi, domnule primar, în legătură cu ședința anterioară, doamna președintă, referitor la dumneavoastră, nu am fost lăsat să urez și eu la mulți ani cetățenilor din Comuna Livezi, cum era normal, poate nu a fost cu rea intenție, deci să nu înțeleagă cineva că a fost făcută cu rea intenție. Aș dori să urez la mulți ani tuturor cetățenilor Comunei Livezi pe anul 2022. Sunt convins că va fi un an mai bun, chiar dacă va fi din nou cu provocări din partea noastră, înspre binele cetățenilor aceste provocări. Doresc tuturor multă sănătate, spor întoarte și să aveți încredere doar în oamenii care merită, că sunt foarte mulți care din păcate nu. Și urez la mulți ani tuturor cetățenilor, dumneavoastră, stimați colegi. Aș mai vrea să răspund domnul Surugiu, dacă îmi permiteți, că am fost întrebat câți ani am de Italia. Deci am 23 de ani în Italia și îmi doresc mulți înainte. Dar am dorit să ne întoarcem toți din străinătate acasă, ca să avem condiții. Dar nu putem să avem condiții încă dintr-un singur motiv. Comuna Livezi este, din cauza scandalurilor care sunt mereu în Consiliul Local, Consiliul Județean ne penalizează. Deci cetățenii comunei se știe că dacă sunt anumite nedreptăți, se cauzează și datorită nouă a consilierilor locali. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegii, să dea Dumnezeu să ne înțelegem și să facem treabă. La mulți ani. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, răspundeți. În primul rând, cu reușinare, nu-i poate nimeni penalizat consiliul local. De asta suntem cu... Păi atunci suntem în dictatură comunistă. Așa gândești. Clar, s-a văzut. Deci nu-i poate penaliza nimeni, mai repet odată. Nimeni pe lumea asta un consiliu local să-l penalizeze doar că își pune punctul de vedere în consiliu local pentru cetățenii comunii, așa cum vrea el. Spune la mulți ani. La mulți ani îi durez la toată lumea să fie sănătoasă în primul rând, să vedem ce facem noi. Deci să vedem cu perspective, nu să uităm în spectacol pe Facebook și... Și știe el să facă, că îi penalizează consiliul local. Minti din primul. Acum, apropo, că iese de Italia, am întrebat Italia? Doamne, Dumnezeu să vă iertă lăsă în Italia. Nu știu că știe problemele comunității, doar să la revedere Torino, la revedere Livezi. Atâta știe, că nu știm altceva. Deci, mai ales, este consiliul până altceva? Nici o problemă, are nimic. Deci, măcar ne mai privat, în cura trecută. Eu am spația făite făcute, el doar latră. Că nu pot să-mi permis să spun latră, că vedi latră, nu spune altceva. Fiindcă asta face, nu se vorbește și nu vine cu... Deci nu mă atacă la persoană. Asta nu spune. Deci nu este civilizat în primul rând, nu mă atacă la persoană. Domnul văd, are măcar un proiect de un an și ceva în Consiliul Local? Zero. Mulțumim. Aici și eu ar vrea să vă răspund, că nu v-am lăsat să luați cuvântul datorită faptului că se pot citera asupra ceea ce spuneați dumneavoastră și nu se înțelegea nimic. Nu-i că nu am permis, v-am dat cuvântul, dar ținând cont că nu se înțelegea nimic, deci ați văzut astăzi, ați fost lăsat să vorbiți, s-a înțeles, da? Mulțumesc! Ei, mulțumim! Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Vă rog frumos. Este cineva împotrivă? S-a ținut cineva? Deci cu 15 voturi pentru. În acest moment a venit de un consilier cu Suioc Ionel, suntem 15. Ok. Dau citire ordinii de zi. Ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, de luni 31.1.2022. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, pentru o perioadă de 3 luni, lunile februarie, martie, aprilie 2022,
inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar în Comuna Liber, Județul Bacău, anul școlar 2022-2023, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre numărul 3 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate și a structurilor subordonate Consiliului Local Liber, Județul Bacău, ca urmare a promovării unui salariat și corecția numerică a numărului total de posturi inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Aceasta este ordinea de zi. Mai sunt două persoane care au solicitare aprobată de către așa, pentru a participa la ședința Consiliului Local și a exprima anumite probleme pe care le-au din eroare. Adăugăm un alt punct diverse? Sau? E necesar sau dacă nu adăugăm... Da, bănuiesc că este necesar să adăugăm un punct prin... Filimbe și Irina Vărvara și Dogaru Maria. Deci, va fi și un proiect, un punct 4, care va prevedea diverse, în care doamnele își pot spune punctul de vedere. Da? Supunem la vot. Supunem la vot ordinea de zi. Cele 4 puncte. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Cu ce spune ce vă trebuie, doamna președinte? Ok. Dau citire primului proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Liber, Județul Bacău pentru o perioadă de 3 luni, lunele februarie, martie și aprilie 2022, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Avem propuneri? Comisia. Sau comisia, comisia, da, comisia, avizele. Comisia 2. Da, da. Dar încă n-am început. Așa, comisia numărul 3. Aveți favorabil, da? Ok. Da. Așa. Vă invit să faceți propuneri. Da. Vă invit să faceți propuneri. Domnul Busiloc? Eu propun și doamna consilier Jacimon. Ok. Domnul Surugiu. Este viceprimarul comune. Adică nu avem destulă activitate în cadrul primăriei a executivului ca să fim și consilier, ca să fim și președinte de ședință. Eu cred că suntem destul capabili aici să facem și avem capacitatea ca să ducem și o ședință din Consiliul Local. Era spre bucuria fiecărui membru din Consiliul Local, fiecărui consilier, să ajungă la copilul să vadă și ce înseamnă să fii președinte unei ședințe. Pentru că asta înseamnă democrația. Războiul care a avut loc în mandatul trecut între noi, cei mai vechi, nu are nimic de a face cu stabilitatea și cu Consiliul Local din ziua de astăzi. Alea treburi au fost politice. Și acum tot politice sunt. Dar normal era, eu cred că suntem, avem cadre didactice în Consiliul Local, avem oameni cu facultate care sunt în stare
să conducă o ședință de consiliu local. Dacă dumneavoastră, cei care credeți că sunteți majoritari, nu sunteți capabili, o să meargă cel pe care l-ați făcut dumneavoastră. Dar mi se pare incorrect ca să nu participați toți, să gustați din bucuria acestui consiliu local, așa cum am făcut-o de fiecare, din totdeauna eu, că sunt mai vechi consiliu local aici. Nu mi se pare corect și mi se pare o anomalie. Noi promovăm o anomalie în consiliul local pentru că așa ne se lăsa nouă, așa vrem noi. Nu e normal să întâmple aici. Nu asta e democrația. Nu pentru asta am ajuns aici. Noi, rolul nostru este altul, să votăm proiectul de hotărâre, să vedem proiectul în consiliul local, să încercăm să dezvoltăm comuna. Nu să vedem să ne vadă la numai la televizor cât de incompetenți suntem, că dacă se uită lumea, o să spun, bă, ce cu voi? Chiar nu sunteți în stare să legați două conflicte pentru asta, nu în consiliul local. Și veniți și ne șterg nouă votul. Asta este rațiunea pentru care noi am ajuns în consiliul local. Ce se face aici? Să ascultăm? Nu mi-am propus să ascult sub nicio formă. Intoleranța. Irresponsabilitatea. Astea sunt lucruri care fac rău societății și democrației în general. Haideți să încercăm să intrăm în normalitate, să arătăm oamenilor care ne-au trimis în consiliul local că sunt incapabili să ne și exprimăm. Nu numai să votăm la comandă. Nu-i frumos, nu-i corect, nu-i normal. Suntem băieți tineri toți, suntem capabili să facem treaba asta. Deci încolo, toată... Mulțumesc, dar asta vreau să vă spun. Bun. Nu e vorba de dat cuvântul. Eu am spus altceva. N-am spus de dat cuvântul, doamna mea. Nu cred că cineva a venit să spună. Eu spuneam altceva. Nu m-am spus treaba asta. Da, nu am înțeles. Cum e de asta? Da, domnul Crăciun. Da, mulțumesc, doamna președintă. Ca o completare la ceea ce a spus colegul meu consilier. Da, este spre surprinderea noastră, sau eu știu, nu am nimic cu capacitățile doamnei viceprimar, dar totuși, așa cum spunea și dânsul, am ajuns să importăm oameni din afara comunității pentru a nu a rezolva problemele, pentru că, cu siguranță, cu toții suntem în stare să rezolvăm problemele comunității dacă suntem, știu eu, angrenați să facem treaba asta. Ar fi normal, și era normal, așa cum se crease urmă, ca la fiecare ședință de Consiliul Local, să fie un președinte ales, cum era până atunci, nominal sau, eu știu, într-o anumită ordine, pentru că, așa cum ar fi normal, toți să ajungem acolo, să putem să... Nu neapărat că nu venim aici să ne filmăm, să neapărat să transmitem la mulți ani că ne vede o cameră de luat vederi și asta putem să o facem zi de zi, dacă ești acasă, nu? 23 de ani plecat și te vezi odată la 2-3 luni. Eu mă văd în fiecare zi cu cetățenii comunei și pot să transmit la mulți ani ori de câte ori mă întâlnesc cu ei. Dar pentru normalitate, poate ar fi bine, eu știu, în viitoarele ședințe, să ne gândim să respunem în discuție regulamentul de funcționare al Consiliului Local și să intrăm în normalitate, așa cum am văzut pe la toate unitățile administrative, să votăm corect acolo, ca fiecare dintre noi să ajungă măcar o dată în acest mandat să fie președintele unei ședințe de Consiliul Local, nu neapărat pentru a da bine pe sticlă, ci pentru a simți cu adevărat că îți aduce aportul în dezvoltarea comunității și ai un cuvânt în fața colegilor și respecti ceea ce ai fost însărcinat din partea comunității. Încă o dată vă spun, nu pun sub semnul întrebării capacității doamnei viceprimar, dar totuși o normalitate ar fi ca oamenii comunității de aici, cred că sunt cei mai interesați pentru dezvoltarea comunității, nu cei din afară care probabil au venit aici doar pentru un loc de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și, da, dau cuvântul domnului primar. Da, bună ziua, vă spun și eu, dragi colegi, dragi consilieri, stimați invitați. Este foarte, foarte importantă discuția care domnul consilier Costea a spus-o. Este corect și normal
Dar nu este neconstituțional ceea ce se întâmplă, vreau să modificăm, da. Consiliul local își alege prin regulament președintele de ședință. Acum, în trecutul neîndepărtat, ca să vă aduc din nou aminte, cei care, printre cei care ați făcut și ați, s-a întâmplat acest precedent, era și dumneavoastră, domnul Costea, când noi, fiind în Consiliul Local, eu personal, nu mi s-a dat dreptul să fiu președinte de ședință. Dumneavoastră argumentați, da, la acel moment, domnul consilier, v-am ascultat. Dumneavoastră erați din acea echipă, da, care spuneați că e democratic, da? Și putem pune și casetele, dacă vreți să... Cât sunteți în majoritate? Acum, nu v-a întrerupt nimeni. Din punctul ăsta de vedere, eu vă cred. Și vă cred doleanțele, dar nu este neconstituțional, nu este nelegal. Și dumneavoastră ați făcut precedent. Deci, ceea ce se întâmplă asta este în urma unui precedent. Ok. Ba chiar interesează. Să știți că interesează. Pe toată lumea interesează. Nu numai prin asta. Dar vă... Și n-a fost numai o singură persoană. Eu, după cum bine știți, nu am dreptul să votez, nu mă bag, dar este hotărârea colegilor dumneavoastră, este democratic și... Așa este, dacă nu suntem în contrast. Bun, dragi colegi, dacă vreți, puteți face un proiect de hotărâri, să veniți cu el și dacă trece, cu mare drag, îl schimbăm. Haideți să... Nu v-am văzut cu mâna sus, îmi cer scuze, nu v-am văzut că ați ridicat mâna. Spuneți. Nu, asta e răfoiala, acolo, nu înțeleg că răfoiala este... Politica este politica, suntem într-o mare cu s-ar putea puțin din nou sau să nu mai fie. Da. Asta nu e așa ceva. Noi vorbim din cadrul Consiliului Local de primă. Ceea ce a fost atunci a fost o problemă, dar cred că a fost o constructivă pentru Comuna Livesc. S-au realizat multe proiecte. Deci dacă aveți curajul de Comuna recunoaște sau că este bine. Și cetățenii cum au amintiri plăcute din ceea ce a spus atunci, chiar dacă nu vreau un minut. Dar acum Consiliul Local nu este format din vechi consilieri. Și nu e normal să ne răzbunăm ceea ce am făcut. Nu am făcut un anumit scop, acum e un scop de a răzbunare. Că nu văd niciun scandal de a fi cineva președinte, de a conduce o ședință de Consiliu Local, de a veni cu... Nu ar trebui cum mă îngură, de a veni poate cu alt suflu nou, pentru cetățenii comune. Nu am de ce să ne batem, să luăm sările ce am făcut unul și ce a făcut altul. Fiindcă Consiliul Local acum este, marea majoritate este nou. Ce învață Consiliul Local nou? Noi trebuie să ne batem cu sării, domnule. Nu să facem treabă pentru comunități comune. Treabă pentru cetățeni. Noi trebuie să ne batem, să ne tragem de păr, să ne boxăm, nu să facem ceea ce am promis cetățenilor. Să ne unim aici și să facem treabă pentru comunitate. Asta ar trebui să facem. Asta, și ce a demonstrat că asta face? Păi aici nu înțeleg. Doamna președinte, aici nu înțeleg. De ce? Ești la ce problemă? Nu se ia bani, mai avem majoritate, nu e o problemă, deci nu facem greșit. Este proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar în Comuna Livesc, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1? Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Numărul 3? Favorabil. Ok. Cine dorește să ia cuvântul? Da. Domnul Costea și domnul Johnny. Da. Crăciun. Pentru cei interesați de activitatea Consiliului Local, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Consiliul Local are mai multe comisii de specialitate, pentru care și comisii de învățământ. Noi, consilierii locali aleși în cadrul Consiliului Local, avem dreptul și este necesar să aducem în discuție toate problemele care au loc în comună. Ținând cont de fapt că activitatea școlară este cea mai vastă activitate în cadrul unei comunități, cum ar fi la Comuna Livesc, unde sunt angrenați cele mai multe suflete, nu trebuie ca discuțiile care facem aici să se răsfrângă în mod negativ asupra cadrului de dat sau asupra altor persoane despre care, la care eu nu le-am dat nume în ultima dată, doar am făcut niște afirmații care
puteau fi combătute însă și prin această ședință din Consiliul Local. Deci, dacă afirmațiile unui consilier care sunt politice nu sunt pe placul tuturor, n-au decât persoanele vizate să vină în Consiliul și să demonteze ceea ce credem noi că, ceea ce cred și cum este real. Deci nu pe nimeni să nu se întâmplă treaba asta. Mai departe, fiind o ședință de Consiliu în care se discută oricare e treaba Comunei Livezi, așa cum a făcut și la ultima ședință, era corect și frumos să fie invitat directorul școlii să vină să o cunoaște și noi. Pe domnul director, că am înțeles, s-a schimbat și să ne spune câteva lucruri despre învățământ. Vă rog. Vorba de rețeaua școlară, nu de învățământ. Rețeaua școlară face parte din directorul școlii, este interesat, inclusiv de rețeaua școlară. Nu vorbim, vorbim chiar la subiect aici. Da. Era frumos și era normal. Nu trebuie să se sperie doamna director sau orice cadru didactic să vină în Consiliul Local, pentru că noi nu suntem puși aici să facem rău, nu suntem dușmanii societății. Suntem părinți care avem copii la școală și suntem interesați ca acești copii să ajungă oameni. Așa cum și noi cred că am ajuns. Pentru că am trei probleme, trei factori care știu că contribuie la formarea unui om. Mama, învățătorul și preotul. Sunt trei factori care contribuie la dezvoltarea noastră ca cetățeni, ca oameni, așa. Deci, problemele care le aducem aici sunt serioase. Noi nu vorbim aici în Consiliul Local ca să ne trezim de a vorbi de aia. Vorbim chiar în modul cel mai serios. Așa. Asta era problema. Era de dorit să participe și doamna directoare să ne spună ceva despre organigrama asta. Pentru că ține de învățământ, nu ține de afară numai de Consiliul Local. Cazul Mulțumesc că ați dat cuvântul. Da, e un punct destul de, chiar dacă nu pare, e un punct destul de interesant și destul de sensibil. Organizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023. Aici e bine că am obținut avizul. Se vede că înainte de discuția pe care avem noi în Consiliul Local se obține un aviz din partea inspectoratului și așa. Deci ca să înțelegem că în continuare funcționăm în aceeași componență cu toate școlile și toate grădinițele pe care le avem. Nu cred, și cred că aveți în vedere, eu știu, la construirea bugetului, să avem bani pentru funcționarea acestor obiective, pentru că asta ține de noi, să asigurăm funcționarea, restul vin salariile și asta vin din altă parte. Dar revenim la discuția, la ședința de data trecută, când discutam despre burse școlare, și acolo trebuie să avem mare grijă și să asigurăm acele burse ca să avem continuitate. Și ar mai fi o problemă, chiar dacă este, poate eu știu, urât a aduce în discuție, să avem grijă și ce oameni aducem pe lângă școală. Adică mă refer și la personalul didactic, dar și la cel nedidactic. Asta vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, două, și știți foarte bine, cu acel șofer care, în loc să ducă copiii la școală, se ocupa de alte lucruri. Cred că stă în atenția noastră și nu trebuie să ne ascundem după dede când se întâmplă astfel de lucruri, să fim vigilenți la astfel de cazuri, pentru că este rușinos pentru o comunitate mică și o comunitate care cu problemele care le aveam și bune și rele, dar asta ne mai lipsea. Știți foarte bine la ce mă refer și de asta poate era bine să fie și doamna directoare aici, ca să purtăm o discuție, pentru că și noi suntem responsabili, nu numai când ni se cer bănuți pentru funcționare, suntem responsabili fața comunității pentru ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră. Da, mulțumesc. Da. Da. Dau cuvântul domnului primar. În legătură de ceea ce mi-a spus domnul consilier Costea, văd că domnul consilier Crăciun a adresat-o pentru că a înțeles mai bine subiectul. Noi am avut avizul. Deci rețeaua școlară ne-a solicitat inspectoratul școlar în urma unei Între documentația care a fost depusă, ei a dat avizul și acum Consiliul Local trebuie să
să dăm aveți și noi și să trecem pe hotărârea de Consiliul Local, să anunțăm inspectoratul că acea organigramă este ok și agreată de, și de Consiliul Local. La subiectul spus de domnul consilier Crăciun, e o problemă destul de, nu gravă, foarte gravă. Noi, ca și Consiliul Local și Primărie, nu avem atât de mult, pentru că este angajatul școlii, acolo s-a dat un examen, noi n-am avut, a fost organizat de ei, a fost verificat. Nu cred că cineva, în afară de persoana de față, are vreo greșeală acolo, pentru că omul, știți cum e, și noi, și dumneavoastră, poate ați mai făcut angajări, sau nu poți să-l cunoști, nu știi ce îi trece prin cap. Lucrurile sunt deosebit de grave. Ceea ce demonstrează și ceea ce demonstrează faptul că poliția, în urma unor argumente clare, consider eu, și judecătorul, pentru că 30 de zile se dă doar de un judecător, au dus la acel lucru. Încă o dată, eu îmi cer scuze în fața cetățenilor pentru ce s-a întâmplat, cu toate că nu este responsabilitatea noastră, nu este a noastră, dar imaginea comunii, exact ce spunea și domnul consilier, școala este oglinda comunității noastre. De la școală se pleacă. Iar cei care îndeplinesc funcții, fie ele de profesor sau auxiliarul instituției respective, fiind persoane auxiliare, nu sunt cei care sunt prima linie, dar șoferii fac parte din... ei trebuie să știe tot timpul, să cunoască și copiii, într-un anumit timp îi cunoști, știi, fiecare unii trebuie să ajungă, cunoști și părinții chiar la mulți pentru că îi așteaptă la mașină când ajung acasă. E o problemă neplăcută pentru persoana respectivă și chiar pentru comunitate. Da, mai mult de atât, eu n-am ce să spun, autoritățile să-și spună, cred că același lucru spunea și doamna director, pentru că nu știi prea mult, știți, cu organele de anchetă, nu dau toate informațiile, doar își fac treaba, la urmă se trage o linie, acum să dea Dumnezeu să nu fie vinul, nu știu, noi nu putem acuza un om, prezumția de nevinovăție funcționează pe democratic, vedem ce o să hotărească și de acolo putem discuta. Dacă, mă repet, dacă s-a întâmplat sau s-a confirmat acel lucru, este un lucru foarte grav. Dar eu vă mulțumesc. Supunem la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da. Doamna președinte, cu unanimitate de vot. Da. 15 voturi pentru. Aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate și a structurilor subordonate Consiliului Local de Județul Bacău, ca urmare a promovării unui salariat și corecția numerică a numărului total de posturi, inițiat de primar și avem din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Ok. Cine dorește să ia cuvântul? Se înscrie nimeni dacă la cuvânt? Dacă că vă prezint eu un pic subiectul și o să încep eu, dacă dumneavoastră aveți de obiectat, este vorba de modificarea acestei organigrame în urma unui examen. În interior, o persoană, un angajat și-a dat gradul, un nivel superior. Iar Agenția Funcționarului Public, ANFP-ul, la fiecare modificare în organigramă, pe nivele sau așa, trebuie să anunțați să știți și Consiliul Local. Asta este subiectul, nu s-a angajat, nu s-a făcut angajare, dar doar promovare. Ce înseamnă corecția numărului de posturi? Ni s-a redus un număr de posturi, ne-a cerut la NFP-ul și din organ... S-a redus. Pe la funcționari? De la poliția locală ne-a... Da. Deci asta e... Dacă dumneavoastră acum ați înțeles despre ce vorba, dacă vreți puneți întrebări, vă răspund. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Da. 15 voturi pentru unanimitate. Cine este? Da. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem cele două persoane invitate. Invitate. S-au invitat. Care s-au autoinvitat. Mă rog, care sunt cetățeni cu drepturi în comuna noastră și au venit să... Ok, după care, întâi le dăm cuvântul lor, după care noi o să răspundem, da? Ok. Doamna Doga. Pentru cei care mă cunosc, doamna Maria, de sat, de pentru cei care mă cunosc, o știu de vreo. Anul trecut am mai venit cu, cel puțin prima cauză,
problema cu apa, nu știu, nu pot să-i spun nici potabil, nici nepotabil, nu știu ce certificat are, dar certificatul e singur că nu avem apă. Ca atunci, ca și acum. Nu știu care e treaba, au fost acuzat foarte mult că se udă prin grădină, dar iarna nu mai udăm. Deci tot apă nu avem. Sâmbăta e regulă, nu e apă, nu facem dușul, deci mergem la Sfânta Biserică așa cum mergem. Așa, spălăm duminica ca păgâni, da. Pentru faptă, că toți suntem oameni și creștini, indiferent de confesiune religioasă. La rapid, bineînțeles, dacă se poate și scoți două ori din priză mașina acasă, nu s-o arzi, mi se pare totuși niște condiții inumane. Nu știu ce să spun. Ar fi poate o șansă, dacă cineva ar investi niște captări, că avem și noi niște rezervi de apă pe dealurile alea, sunt destule. Mai ales în curtea noastră acolo, cândva, dacă știu, chiar în spațiul grădinii mele, erau niște, făceau niște captări de apă și oamenii la CAP-ul aduceau vacile și acolo le aveau palau. Dar cineva trebuie să o facă prin cătieri, ca să suplimenteze și apa din univers. Și nu ar fi nicio problemă, eu înțeleg, nu e apă, e ok, dar se poate dacă se vrea, cu o finanțare, cu ceva, și măcar prin cartare, nu știu, ceva avem și noi apă, niște condiții mai umane decât așa. Să o facem numai prin rapid înainte și prin duș, oricum scuma pe noi, oricum, dacă, de exemplu, eu am un instant, dacă mă duci, n-are o anumită presiune, ieșim cu apă rece în cap sau ieșim cum ieșim. Nu știu, cu prosopul de jampon și mai avea o problemă? Asta e prima propune. Al doilea, aș fi vrut să vă întreb așa, dacă cu gazul. Chiar dacă îi se discută, că e scump, e așa, nu știu. Fiecare face ce vrea, că e interesul și financiarul este personal la familie. Ar putea să se mai strângă și la noi prin stat sau trăi în aceleași condiții din anii 80. Și trei, știu că este discuția că o să asfalteze drumul către Biserica Ortodoxă în Corte. Foarte frumos, dar aș avea o propunere, chiar dacă unii ne consideră pleava societății, că suntem de altă confesiune religioasă. Dacă o să facă asfalt acolo, în partea către cimitirul nostru se va face un mare prag. Deci, efectiv, nu mai coboară nimeni cu mortul să-l ducă către cimitirul cu pocăință. Creștin după Evanghelie. A pocăințelor, cum spun unii. Asta de aici? Deci, din curte. Din curte, la care... Deci, na, alăturat de biserică, ori tot așa numai pe cimitirul la micuți. Și nu este foarte greu, că, na, măcar, fii că va merge când se va turna asfaltul, să meargă puțin și cu un pic de asfalt către al nostru, așa și de acolo o lamă, ceva să pune și petriș, ni se duce mașinile. Deci, efectiv, am avut caz în curtea mea, statul meu, a trebuit să merg să țin de secret, până să nu cumva să tot ducă, să o cam strâng de pe jos. Da. Dacă nu, noi am spus, nu am venit să certăm pe nimeni. Dar am venit să ne rugăm că așa e ceva civilizat și să... Da. Adică, găsim rezolvare, nu? Așa să rezolvă probleme din prosechetă, și aducându-i în fața consiliului local. Da. Văzând dacă se poate... Eu vă mulțumesc frumos că m-ați acceptat, m-ați ascultat și de aici încolo... O să încercăm să... Îi dau cuvântul domnului primar să mă răspundă. Deci ai zis, spuneți, spuneți pe același subiect sau un subiect comun. Da, tot așa. Deci aceeași problemă ca să fie dos numai eu așteptăm. Deci aceeași problemă. Dacă aveți ceva de adăugat, doamna Tilimbeci, vă rog să adăugați. Apa, drumul asfaltare la nivel la Biserica Ortodoxă Catedrală. Da. Da. Okay. Dacă sunt aceleași probleme, mulțumim, puteți să vă rog, doamna Domnul. Domnul Costea, vă dau cuvântul. O să-i dau cuvântul prima dată. Hai, poți să întrebi și dumneavoastră. Haideți, întrebați și dumneavoastră. Domnul Max, avem un serviciu de asta de alimentare cu apă, nu știu cum am angajat acolo. Apa nu ne mai întoarce pentru organ, trebuie rezolvată. Avem sursă de apă, am înțeles. Care e angajat? Ce-ai angajat? Nu, stați un pic. Dumneavoastră n-aveți să răspundeți după aia. Deci avem sursă de apă, am găsit și la cearcă. Ar fi apă. Eu cred că ar fi apă. Așa am înțeles. Este apă suficientă. Cred că dumneavoastră executiv ar fi bine să... V-aș recomanda să fiți mai atenți cu cei care se ocupă cu apa. Rezolvați problemele care țin de această activitate. Am înțeles că e vorba de niște plăți, curent și așa, toate chestiile astea. Hai să încercăm să intrăm în normalitate, să avem și noi. Noi suferim pentru că nu avem apă. Nici eu n-am. Știți, vă spuneam într-o lună de zile că nu am mâncat un bazin. Așa este.
sâmbătă și duminică, noi chiar nu avem apă la Lumeza aici. Haideți să încercăm să rezolvăm. Așa la urmă, activitatea asta este în interesul cetățenilor. Faci-o așa să fie bine, să fie lumea mulțumită. Că, de fapt, asta vrem noi de la primar Glezer, să fie treaba ok. Atât am văzut. Vă trebuie un pic. Adică chestia asta cu așa trebuie tot legal. Pentru că dacă noi facem așa, risăm... Da? Rezolvați-o legal, dar rezolvați problema cu oamenii nu interesează care sunt relații și dumneavoastră cu societatea. Noi avem nevoie de apă și atât. Așa deci, este, dar... Chiar nu interesează pe noi. Rezolvate legal. Da, rezolvați-o problema că se poate. Okay. Puteți să faceți. Da. Domnul Remu, s-a văzut că ați ridicat mâna. Luați cuvântul și după aia nu acuzați când Într-adevăr, sistemul cu alimentat de apă este o problemă. Și o problemă foarte gravă. Cetățenii se plâng de foarte mult timp. Dar aceasta se datorează datorită de ani de ani de zile. Am început deja acest proiect greșit făcut. Odată de la Bălăneasa, că s-a renunțat la două captări, deja greșit să nu luăm istoricul, la Bălăneasa am venit cu document la CAP-ul, sursa de la CAP-ul, cu documentația să intrăm în legalitate cu acel teren. Primăria nu poate să achită factura lui doamna Bejenaru, că ea este doamna Bejenaru. Deci, a doua. Poate am greșit data trecută la ședința anterioară că am zis voi merge în control. M-am propus să facem o verificare, că toată lumea are apometri. Chiar aș dori la ședința următoare toți consilierii să vină cu facturile de la curent, ca să demonstrăm că noi trebuie să arătăm prima, că noi suntem corecți. Toți, dacă suntem corecți. Și să facem această comisie după ce... Am propus asta. Foarte mulți cetățeni au venit la mine, domnul Remus, dacă sunteți în comisie, la mine nu veniți, la mine nu veniți. Zic, m-am propus. Nu sunt. Foarte mulți au venit, dar zic, așa merge aici. Așa merge în Comuna Liviș. La mine nu veniți, la mine nu veniți. Este adevărat. Deci nu am zis ceva greșit. Aș dori să propun un proiect care zice domnul Surugiu că nu fac. Lucrez la proiecte, dar vreau să fie proiectele așezate, acesta cu apă. Îi ziceam și lui domnul primar, ar trebui ca apometrele aduse la limita proprietății, nu în curte, se duce Nicu, păi ce cauți la mine în curte? Ce face aici? Deci, în primul rând, a început totul greșit și mergem în continuare greșit. Trebuie ca domnul primar, împreună cu specialiștii și legal, să reușim să rezolvăm această problemă. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna. Dar eu nu aș fi așteptat în prețul domnului primar, poate să dea răspunsul doamnă și după aia să mai... Adică eu, dacă intervin, să știți că o fac în sensul de a vă da răspunsul și dumneavoastră. Dacă nu aveți să dați răspunsuri acum, nu știu. Legat de apă. Legat de apă, că știți foarte bine că, indiferent de cum se dă bila aici, cu mantă tot la mine ajunge, pentru că eu am început proiectul greșit. Da, haideți să... Că ai făcut ceva. Da. Aș dori să mai... După domnul primar, să terminăm. Aș reuși să mai pun o întrebare, dacă posibil, doamna președinte. Domnul consilier Johnny Crăciun, dumneavoastră, acum vorbim constructiv, nu destructiv, politic. Nu, am face diverse, e constructiv. Lăsăm politica, e ceva constructiv. Noi, într-adevăr, și domnul primar, am ajuns cu toate informațiile care le avem, că doar restul ar fi apă în comună, doar partea de la Livez, urcând și Valea Rea. La sfârșit, cam ăsta este. Eu am zis, poate ar fi o defecțiune. Nu reușim. Da, asta este doar o presupunere de-a mea, doamna președinte, domnul primar. Nu știu. Consiliu, dacă treci, până joia în până, nu are apă scăriga și până. Deci, nu. Înțelegeți asta? Dacă până nu știu. Nu, până joia. Deci, într-adevăr, domnul, vă cred, dar de ce nu vine la domnul primar și aduce la cunoștință? Domnul primar nu poate. Să ne cetăm de la Da. Doamna Dogaru. Eu am mai avut informații că în zona Livez nu este. M-am interesat în perioada în care cei de la care lucrau la cămin lucrau cu apă. Mă refer perioada de toamnă, cred. Nu este apă, m-am interesat, am sunat pe la bloc, chiar cetățenii de la bloc, dacă este apă, este apă. Cei de la cămin lucrau cu apă.
Și vă dați seama că dacă ăla la cămin avea apă jos, apa se încarcă de jos în sus. Deci prima dată trebuia să fie încărcat sistemul din sat. Așa e logica fizică, adică nu facem noi, nu învățăm mersul de jos. Dacă la cămin este cea mai înaltă zonă și apă exista, de oamenii aia lucrau cu betoane, livezul trebuia să aibă apă. Clar. Nu era. Dar nu era la câteva locuințe. Cu dumneavoastră nu prea am vorbit mult. Vorbeam cu Remus. Zic, băi, urmă, arăta o ciușnea, o iuvetă care nu curgea. Nu știu exact casele la care nu merg, dar în momentul ăla apa trebuia să fie în livez. Vă spun regula, regula clară, dacă apa este sus, automat jos, este prima dată când se duce apa și pe aia urmă. Îmi permiteți să intervin un pic? Eu v-am ascultat, da? Dumneavoastră, dar mie îmi ți-a apa mare, pentru că am ajuns la desfăcut, domnul Gioane știe. Am desfăcut-o prin discuția cu domnul, atunci ce era interimar, domnul Coate, așa. Gabi, și eu am desfăcut prin vorbirea lui, am desfăcut țeava să vă șer. Țeava este prea mare pentru debitul mic. Iar până să încarcă, să ajungă la robinetul meu, unde sunt legată, deci apă nu avem. Deci asta este tehnică, exact. Da. Nu avem apă. Păi, dacă ea e jos și mie nu mi-ajunge la legătură, automat nu am apă. Chiar dacă cei din apă care am apă, nu am apă. Trebuie la acest sistem. Acum, Nu se mai duceam prăjoaia Scăriga, a fost izolată prăjoaia Scăriga când am schimbat pompele la Bălăneasa, iar tot ce preia sistemul de la Bălăneasa cu sistemul de la Liveza a dat-o pe partea asta, trebuia să fie apă, adică era apă. Sunam este apă, în zona aia tot nu avem apă. Trebuie văzut, o să verificăm, să venim personal, cu toate că nu este treaba noastră, dar să intrăm la dumneavoastră dacă ne dați acordul, da, să desfacem, să facem niște probe, să vedem ce se întâmplă la locuințele respective, pentru că v-am spus și mă repet, legile fizice nu le facem noi. Dacă este apă la oră și asta trece pe undeva, dacă este apă la... trece pe livez, nu are cum să treacă. Se încarcă și aia o presiune. Dacă la cămin era apă și livezul nu avea, nu toți. Să știți că erau persoane care nu știu că avem. Deci cred că e undeva o chestie, o să o verificăm noi din cadrul primăriei, dacă ne dați acordul să venim, băgăm probe, încercăm să băgăm presiune numai pe o parte și să vedem ce se întâmplă cu livezul, iar izolăm satele alealte, o oră, și băgăm cu pompele pe partea asta să vedem ce se întâmplă. Asta este o problemă, încercăm, colaborăm cu dumneavoastră și dumneavoastră ne dați acordul să intrăm și verificăm. Gazele, parcă era a doua, da? Da, da. Lucrăm acum la extinderea sistemului de alimentare cu gaze. Avem consultanță, am dat drumul la documentație ca să putem să obținem fonduri. Sunt cetățeni care și-au făcut ei extindere. Să știți că lucrează la Orășa, La Livez, pe ulița, pe drumul bisericii, cetățenii s-au sus pentru că oricum ei trebuie să plătească. Fiind aproape și-au făcut extindere. Bălăneasa s-au făcut așa, au o parte dintre ei care au solicitat extindere, au gaze. Dar, noi lucrăm ca și primării, și dumneavoastră o să veniți, și consilierii o să vadă că o să venim cu proiectul pe ordinea de zi ca să-l aprobăm. Depunem materiale pentru a extinde în toate cele 6 sate. Dar asta nu se face de pe o zi pe asta, pe altă. Aveți încredere că noi ne facem treaba în funcție și de posibilități. Vedeți că aici e și vorba de finanțe. Până la urmă tu faci treaba ca primar. Dar dacă nu ai surse de finanțare, știți cum, ne așteptăm. E și o perioadă care vedeți că dacă dumneavoastră urmăriți în ultimul an, peste tot nu se învârtim, nu numai la Lides. Toate primării nu și-au făcut unul acum aeroport și spun, bă, la noi stăm. Sunt problemele care suntem într-un blocaj, avem PNRR-ul, PNDR-ul, toți vorbesc să evaluează proiecte, timpul trece și cetățeanul cere, că e normal să fie așa. Dar ce depinde de mine personal și de echipa mea și de Consiliul Local, că vedeți că chiar dacă de multe ori ne mai... dar proiectele trec și ne facem, așteptăm. Vorbeam de bursele școlare, așteptăm să vedem ce bani și cifre ne vin, nu știm cifre. Așteptăm să vedem ce ne trimite Consiliul Județean, ce ne trimite... Nu știm deocamdată, dar noi nu plecăm cu banii acasă. Banii vor rămâne aici, folosim cum trebuie, ca să fie clar. După aia,
La cimitir, știu și eu zona, am fost și eu la mormântări acolo, știu exact despre ce vorbiți, dacă o să facă, și sper că o să facă acel drum automat la fiecare drum, unde apare legătură cu alt drum, 15 metri din proiect, 15 metri din proiect, va fi și pe drumul respectiv, care se înțapă în drumul asfaltat. Așa e proiectul. Deci ei trebuie să-și facă treaba, adică nu rămâne, o să rămână un mal, cum vă închipuim, da, o să fie un mal, așa și tu trebuie să sări cu... Nu, o să fie făcut acel drum, în momentul când da, o să fie șantier. Aș fi dorit mai să mai fie trist ceva cu pe iarbă, totuși este terenul cu noi și ați văzut la domnul Lungu, da? Nu s-a... Mă comentat mașina de pompi funebri și sunt lucruri, la toți mai nu e așa ușor, nu e un metru. Da. Da. Deci... Iar la legătură cu gazul, era ideea așa. Noi, ca cetățenii personal, proprietatea noastră personală, facem niște investiții. Ne-am votat și noi să facem niște investiții în casă. După aceea, centrală, în fel și fel. Ei, am ajuns la punctul centralei. Acum nu știu de care se iau. Pe lemne? Pe gaz? Nu știu. Deci până aici m-am oprit. Doamna Petruța, că am văzut că ea vă dădea sfatul. Păi... Da, dar dumneavoastră când bănuiesc că nu mă urmărește pe ei. Mă urmăresc așa din... A, mă inspectați, da, e ok. Dacă mă băgam gază, eram strâns și gât. Nu, la mine, nu, la mine ce am spus de tot timp, eu nu am retrat cuvântul. Aș fi dorit să trăim și noi, că suntem în buie și niște condiții normale. De ce? Să ne-am condiții normal. Dacă noi vorbim de gază, în momentul ăsta, cei care sunt în cale astea, da, suntem tot cetățeni și vorbim de gază. În jur, uitați-vă în jurul nostru, la ala de comun. Și uitați-vă în jur că ăia nu au, noi facem extindere acum, pentru că avem deja documentația, avem concesiune la societăți, încercăm să le, să le facem. Cam asta e. Domnul primar, aș dori să mai intervenesc la doamna președinte. Da, da, ai cuvânt. Domnul primar, foarte mulți cetățeni, pentru că spune că când le are un siagiu vechi, se urcă pe stâlp, că nu vine primăria să le schimbe. Vine la primărie, așteaptă o săptămână, două, se duce, se urcă singur pe stâlp și schimbă becul. Da. Foarte mult. Da. Nu este încă podețile care traversează satul Poiana. Ar trebui vopsite cu un, cu o vopsea reflectorizantă. Mergem noaptea, de, ar fi în atribuția noastră sau la altcineva? Podețele toate din, din Poiana. Ar trebui vopsite, 3-4, că sunt, sunt foarte... Sunt foarte... Sunt foarte... Dar noi n-am... Nu știu, am întrebat, nu? Am întrebat, nu? Dar nu știi, țara, la vârstețeam, noi putem face. Doar dacă ne trebuie să ne putem face vreo bine. El nu trebuie să ne putem face vreo bine. Domnule, îți mai ai ceva de adăugat? Așa, lăsați-l să termine de spus, că am și eu ceva de spus legat de iluminatul public. Da, să-ți spun. Dar eu vorbim. Ați scris după la mine sau înainte? Când vorbim, vorbim la dumneavoastră. Încă o problemă da. Mare sunt da. Șanțurile din Prăjoaie. Haideți, domnule, vă mulțumesc. Haideți, mai vorbim și voi, nu? Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Normal. Vino să facem împreună, domnule. Eu le-am făcut. Cred că... Pentru anumite neajunsuri pe care, cu care ne confruntăm astăzi, dar cred că ar fi bine să vedem și partea plină a paharului, că avem totuși de ce să ne contrazicem, sau de ce să ne certăm. Iar o pun în ghilimele, nu cred că este o ceartă, orice discuție este constructivă, iar faptul că, într-adevăr, dumneavoastră, cunoaștem problemele cu care vă confruntați, aveți curajul
și este foarte bine și așa fi bine ca toți cetățenii să facă la fel, să readucă în fața consiliului local, chiar așa cum faceți dumneavoastră, nu doar ascunzându-le cumva în spatele unui cont fals, pe diverse, eu știu, rețele de socializare și așa mai departe. Eu mi-am asumat de fiecare dată, am o singură pagină de Facebook, acolo am discutat și bune și rele, m-am și contrazis, am și încasat de multe ori multe lucruri, dar nu am alte pagini față, s-a văzut să vorbim de la Trotul sau de Trotul, cum se mai întâmplă. Și bine ar fi pentru toți colegii noștri să facem așa, chiar apreciez, până la urmă a lui și colegul Busuioc, că în timpul scurt, când este acasă, se plimbă un pic în colegii și încearcă să se facă cumva văzuța, eu știu, să aducă în ședința Consiliului Local sau în plenul ședinței problemele cetățenilor. Vis-a-vis de apă, aveți foarte mare dreptate, știu, cunosc, am fost personal în acea zonă. Da, într-adevăr, este o anomalie tehnică pe Valea. Dar nu știu dacă putem noi să o comentăm, neavând cunoștințele necesare. Doar explicația care mi s-a dat la vremea respectivă, pe Valerea s-a introdus o conductă de 125, dacă nu chiar mai mare, mi se pare că de 140. Este foarte mare. Tocmai pentru a opri loviturile de perfect care se creează pe această rețea, fiind capăt de linie, capăt de rețea, zona cumva se duce într-o zonă mai joasă, au vrut să previne ceva, pentru că acolo era și captarea de jos, vechea captare de la Mocan, cum spune acolo, cu o pompă care e băgat direct în instalație și spunea că surplusul de apă care se creează o presiune mare ar trebui să se refugieze undeva, să se ducă pe Valerea. Se credea la vremea respectivă, se creează o presiune mare acolo și de asta au pus conducta mare. Nu, e pompă jos la drum. Ce se întâmplă? Niciodată acea conductă nu a reușit să se umple, să fie. Rămâne o porțiune, apă este pe ea, dar nu la presiunea care este necesară. Da, are blocul, are căminul, au toți pe acolo. Sunt zone în care apa rămâne în conductă și putem să fie. Da, ca variantă, ca o soluție de viitor, ar trebui găsită, eu știu, înțepat din conducta principală și micșorată conductă, băgat o nouă conductă pe rețeaua, dacă se, până la urmă, trebuie verificat dacă se și justifică investiția. Că da, s-ar putea să fie o problemă, una, două, am dat o soluție la un dat chiar la doamna Dogaru, să se facă branșamentul în partea de jos, sub conductă, cumva, dacă există posibilitatea. Sau, da, tot un specialist ne poate spune, despune dacă se poate rezolva. Oricum, trebuie, eu știu, făcut o analiză, dacă și ceilalți vecini mai sus au aceeași problemă sau mai jos, pe ce porțiune se poate, trebuie găsit o soluție. Oamenii, într-adevăr, și-au pus speranța în acest proiect. E o zonă, într-adevăr, cu probleme acolo. Chiar nici fântânile nu au apă. Știu, cunosc că zona e o zonă cu stâncă, cu, chiar așa și spune, pe bolovan, pe piată, pe obeica. Și e destul de complicat. Este în atenția noastră și mă bucur că este și în atenția noastră această problemă și cred că în discuții constructive putem găsi rezolvare. Vis-a-vis de rezervă de apă în comunitate, știți foarte bine că ne-am zbătut tot timpul să facem, să găsim soluții. Tot timpul am fost acuzat că am renunțat la acea captare. Nu eu am renunțat, tot din date tehnice, tot cu specialiștii, cu dirijinte și adică cu proiectanțul, s-a renunțat la vremea respectivă, la numărul de branșamente care era în comună, sau la măsurătorile care s-au făcut. Știți că au fost un proiect incipient, deci a fost încă din 2006, când era vechea administrație, o altă administrație. Măsurătorile la vremea respectivă, nu? Consumul de apă, de fapt, nu era ca în momentul de față. Acum, toată lumea, și e bine să, că până la urmă dorim modernitate cu toți. Toți avem o mașină spălată, toți avem WC-ul. Atunci nu era. El era dimensionat într-un fel, cu pompe stradale, cu șgheabă pentru animale. Am făcut niște artificii, am crezut că va fi bine. Rețeaua s-a respectat, rețeaua s-a băgat, v-am spus, dimensionată, cum au crezut ei că la vremea respectivă. Am venit după aceea cu suplimentări. Nu putem să spunem că am făcut lucruri ilegale. La vremea respectivă au fost făcute tot lucruri legale, hotărâri de Consiliul Local, dar le-am făcut cumva pe situații de urgență. De cele mai multe ori am acționat în momente grele, că tot la fel. Era vară secetoasă, nu aveam apă, am făcut o captare la Bălăneasă. Eram tot în echipă cu domnul Surugiu. Am crescut și atunci un pic bolul de apă.
Am rezolvat după asta la Lumieze. În primă fază am făcut aducțiunea și am rezolvat cu puțul ăla vechi, am făcut scopul. Nu am avut bani și de curent. Ne-am bazat că o perioadă o să luăm în împrumut curent de la societatea care era în vecinătate, care de fapt și îngrijea acea zonă, cu gândul că vom face branșament sau vom găsi o soluție tot legală, dacă poate să, nu știu, putem plăti factura în locul lui, că nu consumă decât acolo. Tot legal. Am refăcut-o pe de la lungul, tot în sensul de a rezolva. Acum intervine și o altă problemă. Disciplina cu care folosim apa. Toți. În comunitatea asta a noastră trebuie să ne asumăm că, din păcate, și o spun, vara nu se, toată lumea spală gata. Toată lumea spală porțile, unii mașinile. Într-adevăr, în comunale vezi să spară gapometrile în gheață și vara. Și să spară de numai numai. Nu. Adică trebuie totuși, dacă cerem ceva de la administrație și noi ca și consumatori, trebuie să fim disciplinați. Și de aici apar, poate mai mare probleme, că sunt unii care sunt așezați în zone bune, unde are apă tot timpul, să stea pompa să nu meargă două săptămâni, vă spun sigur. Și sunt unii care au apă. Dar în detrimentul celorlalți. Păi găseam, acum 3-4 ani, consumuri de apă de 400-500 de metri cu pe lună. Păi nu, domnule, că eu o plătesc. Păi da, mine, tu o plătești, dar vecinul tău nu are apă cu. Adică trebuie să ne gândim și la lucrurile astea. Vis-a-vis de celelalte probleme cu drumul, cu ceea ce spuneați dumneavoastră, cu gazul, v-am spus, stupefiat, în paranteză, de ceea ce vedeam pe... au început niște contradicții, că, domnule, că nu e eficient, că nu e eficient. Nu. Gazul, apa, gazul, reprezintă modernitate. Acolo tindem toți să fim așa, dar să ne creștem copiii plecând la școală, să fie educați cum trebuie, să aibă condițiile necesare, pentru că până la urmă de asta și cei care au plecat afară și când se vor întoarce doresc să găsească niște condiții ca afară. Cam asta sunt... Mai ales dacă vreți să adăm pădurile, da. Să... Noi sperăm cu toții și de fiecare dată vreți să găsi înțelegeri în Consiliul Local și la domnul primar, chiar dacă noi câteodată mai vreți să ne contrazici până la urmă oameni și contradicții și discuțiile astea cred că sunt constructive, tot în sensul de a găsi direcția cea mai bună. Cei care sunt la putere să vină cu banii, noi să venim și noi cu propuneri, nu știu, să vedem să găsim soluția cea mai bună pentru a rezolva. Am vrut să vă dau și un răspuns, George, legat de faptul că ați renunțat la o captare. Vedeți, dacă la vremea respectivă aveați în Consiliul Local oameni ca domnul Busirop, care stă în afară, avea viziuni și își imagina că comuna se va dezvolta și nu mai renunțați. Da? Da? Da. Okay. Da, da. Acum să-i dau cuvântul domnului primar. Eu o să fiu scurt. Și domnul, lasă-te și eu, trebuie să fiu mai bun niciodată. Am participat la proiecte și nu am făcut eu. Împreună cu ieșitul care am fost atunci, în executiv. Am făcut o captare pe Bălăneață. Domnul Surugiu, eu v-am spus că nu ne lăsați, care suntem în afară, să venim în Consiliul Local. Data viitoare vom candida 4 și vor ieși consilieri locali și vor face naveta ca mine și se va dezvolta acum. Și vorbește și spune, eu se vrea să vă domnul Remus și îi vorbește tot. Tot el vrea, tot el se vrea să vorbească, dar ce să-i face omul? Da, așa e. Deci eu nu știu ce să fac, nu doar numai să acum. Vom face, că avem viziune. Avem viziune. Pe care viziune? Că n-ai trebuit viziune. Trebuie să spun așa, ultimul mandat de 6 luni, am avut 6 luni, cred că am făcut destul. Am participat, nu eu, împreună cu Consiliul Local, care suntem acum cei mai răi oameni, că am făcut. Nu suntem lăsați să mai fim doar să mai conduce ședințe, de parcă nu știu, de plătești cu stăminitate. Nu înțeleg. Deci am pus captare într-o captare de apă, am rezolvat chiar 6 de la cea eu. Am găsit soluții. Domnule, cetățeni, nu-i interesează. După 6 luni, trebuie să ne odihnim și noi 4 ani. Nu-i interesează cetățeni ceea ce facem noi, că ne certăm. Eu vă doresc mai mult. Trebuie să găsim soluții. Și am găsit soluții și nu intră nimeni la pușcării. Nimeni nu intră și... Nu, băi, Vasicu, nu intră nimeni. Nimeni n-a plecat cu bani acasă. Să ne găsești între acele făcuți care se pompează și au apă Scărica și Poiana. Deci vă spun, altfel nu avea apă niciodată, știți toată situația. Deci am găsit soluții, am găsit cu podul. Da, am găsit și soluții, acea soluție e foarte tehnică.
acum nu ne băgăm nasul chiar. Nu se avem 3 ani, că știu că așa și nu e. Băi, nu înțeleg, da. Băi, asta nu e două. Băi, asta nu e plecat. Eu știu că am plecat. Am plecat, nu am văzut cu tine. Nu e ce problemă. Vă înțeleg. Și referitori de gaze. Referitori de gaze. Am făcut proiectele, sunt studiile făcute plătite. La școală? Plătite cu echipe de gaze. De când am plecat, le-am făcut deja. Vă spun și până rămâneți făcute. Îți verificați, să vedeți și domnul, tot poate să verifice, el verifică ce vrea. Sunt studii făcute, proiectate și plătite. Dacă le-a mai plătit domnul primar, dar sunt făcute. La Livez, la Bălăneasa, dar ziua până la Andrei. La Orșa, ai dus până la Azaparul Petric. La Livez, ai dus la Tăiștine de Gaz, câte este șoseaua. Deci este făcută, plătite, făcută cu proiectant. Numai doar să se vrea. Să găsească finanțări să fac, să se facă. De nu, deci proiecte sunt făcute, de proiecte sunt făcute, măcar se ducă pe ele. Sunt atâtea proiecte făcute rămase de la noi, da. Care măcar nu sunt luate, PNL 1, PNL 2. Deci sunt proiecte tot de la noi, care ăștia care spune că nu suntem lăsați, suntem oaia neagră. Sunt făcute, măcar nu sunt poatele pe ală. Și mai vedem ce mai facem noi în continuare. Problema apei. Nu doar vorbim, nu avem apă, nu avem la nimeni, nu facem nimic. Găsim stat, că nu-i plătesc unui stat, că nu e legal, că ăla nu e pe pământul ăla. Să ne dea judecată să vină cu un titlu de proprietate, că spune că e teren al lui. Nu știu cum, Milan sau cine trebuie să vină, nu doar vorbe, nu avem nimic. Noi am făcut legal acolo. Că dacă e făcut legal, era la pușcărie. Nu-i făcut nimic ilegal. Toți s-au făcut legal, nu mă găsim. Mă dăm papură pentru cetățeni. Nu le dăm plătem factura, că nu știu, nu am. Dar nimeni nu a luat bani, a plecat bani acasă pentru rețea electrică. N-a fost prevăzut în proiect, am găsit. Pe scurt moment să rezolvăm problema apei. Am găsit o soluție, așa am crezut. Găsiți-o în continuare, veniți cu soluții. Aștept, nu doar să criticăm, că ce au făcut, 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 dar nu au făcut. Dacă nu mai aveți altceva de făcut, mulțumesc mult. Așa aveam două cuvinte să vă spun. Am primit o rugăminte din partea dispensarului uman. Da. Angajați, domnul primar, mâine poimeni o să votăm bugetul. Așa cum reușim și putem de multe ori să ajutăm și biserica și școala, hai să încercăm să ajutăm și dispensarul. Doamna doctor spune în felul următor, că chiria care o plătește anual, s-o transformăm în investiție. Adică femeia spune așa, dacă pun o sumă de bani pentru chirie, hai să banii aia să regăsească în investiție, să nu mai plătească femeia, e vorba de igienizarea dispensarului. Să încercăm să rezolvăm, așa cum e cred că e interesul nostru, ca și școala și dispensarul să fie igienizate, că și clădirea nu e a lor, nu? E tot la primărie. Da, haideți să încercăm, m-a rugat fetele astea frumos, doamne, încercați să spuneți în Consiliul Local. Poate domnul primar aduce la adevăr și încercăm să rezolvăm problema asta cu igienizarea. Atât am văzut. Haideți să vă spun și eu cum am văzut. Este foarte bine că s-au făcut acele capteri. S-au făcut pe viteză, cum s-au făcut, în folosul comunității. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, că să plătim facturile la o societate care este privată. Eu nu știu cum a proiectul ăla, că chiar nu vreau să intru în amănunte, nu vreau să mă repet, ați făcut acea suplimentare pe terenul nu a primăriei, pe terenul nu știu cui, dar nu este trecut în domeniul public al primăriei și venim cu documente, adică eu nu vorbesc cu ei. Dumneavoastră consider că la acel timp, în acel moment, n-ați putut să trageți instalația electrică pentru că nu erați proprietar, domnule. Deci primăria, dacă nu ești proprietar, sau oricine nu este proprietar, nu poți să-ți alimentezi. Așa, lăsați-mă să termin, da? Deci nu avem. De ce nu ați tras curent la momentul? Prima dată îți tragi curentul, când îți face casa, îți tragi curentul și păi încerci să construiești, adică lucrurile pe viteză. Păi și aia înseamnă o viteză. Ne-a legat la un vecin care spune că eu crescut factura să plătească primăria. Eu pot să-ți plătesc ții factura. Primăria poate să plătească la un cetățean sau la o societate. De ce v-ați făcut, domnule? De ce m-ați făcut? Pentru că acolo nu este în regulă. Nu poți să... Nu este răvărit. Nu poți să încalci legea. Nu poți să plătești factura nimănui. Cu din banii primăriei să plătești factura în USC, nu știu care. Nu vă faceți probleme, că funcționează. Sunt altfel de... Și dacă n-ar mai fi sursa aia de energie, domnul primar, arabia lumea, apa, asta e ceva. Hai să încercăm să rezolvăm problema. Deci, faceți dacă... Domnul Costi, v-am lăsat, sincer, respectos, v-am lăsat să vorbiți? Domnul Costi. Haideți, domnule, vorbim de civilizație. Nu ați vorbit de civilizație, nu ați vorbit peste mine. V-am ascultat cu atenție. Le-am pus punctual, le-am înțeles. Ca să le înțeleg, să le pun, să pot să activez. Dar dacă dumneavoastră vorbiți peste mine și dumneavoastră vedeți că nu suntem civilizați, cum facem? Nu.
Haideți să ne respectăm. V-am ascultat pe fiecare parte, da? Am venit cu problema asta punctuală, ca să o știți și o știi și cei care au fost. Nu este a noastră, terenul ăla încă n-a fost. Trebuia trecut în consiliul local, dar de cei care l-au avut, este foarte bine că s-a făcut, nu spune nimeni, Doamne ferește. E foarte bine că s-a făcut. Dar trebuie să intrăm într-o legalitate, pentru că acolo nu știa cui teren. Nu este domeniul public al primăriei. Nu avem niciun act pe acel teren. Da? La domnul Crăciun, aduceți un document! Aduceți un document! Deci așteptați un pic, haideți să ne lămurim întâi! Haideți să o luăm la ce? Păi exact, dar nu pot să lași vorbească în picioare. Să aduceți în ședința următoare, da? Să ne aduceți în fața tuturor. Documentul de proprietate de la Caparea de la Bădăneasă. Da. Vă rog, poți să-l aduceți. Da. Dacă aveți. Eu vă spun sigur că nu aveți. Și cum a făcut? Deci la Bădăneasă s-a făcut acea investiție, la fel. Nu avem proprietate pe acel teren. Doar pe simplu fapt că s-ar fi auzit că acolo este un teren netrebnic ca nu știu cui. După ce s-a făcut investiția, au început să vină oamenii cu documente. Știți treaba asta? Captarea de la Bălăneasă este făcută pe proprietățile oamenilor. Și să știți și dumneavoastră. Și dumneavoastră, părinții dumneavoastră au pământ acolo. Da? Așa este, da? Bun. La Lives, aici e la fel. Dacă e să verificăm toată liziera asta de sapând care duce până acolo, este a primăriei. Pentru că toate titlurile de proprietățile, domnule, n-am mai avut timp. Într-un an de zile, puneați oamenii de la fondul funciar la treabă și făceau inventarul, vedeți că este terenul primăriei, da? Toată fâșia aia, toate titlurile de proprietate, se învecinează cu rezervă primăriei. Rezervă, așa scrie în titlul de proprietate. De asta, pe asta ne-am învățat. Dar, veniți cu propunere, introducem în domeniul public, da, așa se face. Terenul care nu este al omului. Vă rog frumos să măsurați toate tarlalele, că nu le-am mântat. Societatea agricolă și am contracte de concesiune acum. Și toate titlurile, vă ajut eu, că sunt, eu le am în copii, le am și vă pot ajuta. Dacă chiar îți dorim să vă ajut. Adică nu te dăm în altul. Deci nu e, eu nu v-am acuz de nimic. Dar nu mi-a acuzat, că am făcut o chestie. Dumnezeu, dacă puteai să plătești o faptă nouă societate? Domnule, nu puteam să plătești. Și atunci? O faptă, dar puteam, am spus că legal, cercetam, puneam... În situația asta, mă, te mai întreb o dată. Se poate face parteneriat public-privat, dacă ați avut de el. Da. Să plătim facturile. Omul vine, nu știu, găseam, îi cheamă contractul de gale. Se poate îi cheamă. Omul, în momentul de față, oprește butonul de acolo și pe joia scărică, joia nu are apă. Vă spun clar. Pentru că Bălăneasa nu mai poate duce, nu mai face față. Nici domnul secretar, se poate plăti o factură? Domnule, nu vorbim de factură, să găsim atunci... juridic, punem juriștii la treabă și putem face un contract. Dar eu am o întrebare. Când dumneavoastră v-ați apucat să faceți acea factură? Am apucat că lumea nu apă, striga la mine și nu apă. Sunt de acord, dar trebuia... Dumneavoastră puteați face ceva ilegal în momentul respectiv. Trebuia să plecați de la o bază. De apă este pe pământul primăriei. Păi da, dar trebuia să plecați de la o bază, să faceți un fundament legal și dumneavoastră... Sincer, să fiu, nu am deși fost. Deși eu, dacă eram primar în 2006, când se făcea acel proiect, dacă știam de acea rezervă de apă, aici se făcea și avea apă toată comună. Toată zona asta plină de apă. Eu sunt sigur, domnule, mai că puteți rezolva. Sunt sigur. În ce? Domnul Costa, haideți să concluzionăm. Hai să concluzionăm. Deci, în momentul de față, eu sunt în discuții cu cei care au teren, inclusiv cu... cu domnul Milan. Am venit și mi-a pus documente pe masă. Le analizăm. Dar domnule, nu poți să pleci, le trebuie verificat. Domnul Sărucu. O hotărâre definitivă, aduceți terenul lui. Nu mai am luat frăjul, nu mai am găsit oameni. Da, te vreau să-l postim. Să vin cu o hotărâre chiar în urmă, când îți în locam și îl dăm. Așa că am și-o trec și oameni. Da, asta este domnul, dar arta de cu cetățeanul. Am negociat cu cetățenii, le-am dat inclusiv branșament gratuit. Am luat cuvântă de apă, am luat, avem hotărâre, am găsit local, dar să, domnule, chiar pământul lui să fie. Să nu cred că este omul comunitate. Pentru dumneavoastră ce spuneți, acel proiect a fost de la început? Păi da. Ieroa. S-a rezolvat. Dar nu s-a rezolvat. Nu este rezolvat. Dar cum spune nici ai dat dumneavoastră? Jucați-o. Păi jucați-o. Păi domnule, s-au oprit pontele de la Lives? Domnule, știu că s-au oprit, domnule. Nu s-au oprit, domnule. S-au oprit. Eu vă spun cum s-au oprit. S-au oprit, dar nu s-au oprit. Ce vă s-au oprit? Dar ei trebuie să caut soluții legale.
legătură asta. Eu nu pot să plătesc o factură la momentul ăsta, să fii clar, la o societate. Domnul primar, vină cu un proiect de hotărâre în Consiliu. Să zic că nu, și noi o mută. Nu vorba de apa este necesară. Nu vorba de parte de vorba de ce vine, nu? Tu să vii cu hotărâre de Consiliu. Păi, dar, trebuie să ne asumăm niște lucruri. Nu, nu, felul ăsta cum s-a ajuns, acum nu poți să te duci în poziție local. De ce? Fără a stabili exact proprietatea. Proprietarii, cum trebuie să cauți probleme. Eu vă ajut cu documente și vă arăt că acel teren este teren. Dar vom rezerva primăria. Nu fost la proprietate. Dar numai pe noi, și noi nu-l avem... Păi nu-l avem prețut. Păi asta fac acum. Așa prost. Păi toate, toate. Și la ăla dracu de asta, și la ăla de la... Nici ăla, ăla, dacă trebuie să știi domnul Cusio. Nu am găsit, mi-a spus ce scuze, domnul Cusio. Ăla la Bălăneasa, când ne-am dus, mă spune ce s-a renunțat. Când ne-am dus acolo, era construit o casă, domnule, pe terenul unde trebuia să facem. Vedeți să fie, este casă acolo. Mai mult decât atât, este sit arheologic. În zona aia nu ne dădea voie, deci se făcuse fără avizul Ministerului Culturii. Și de asta nu ne-am... Ne-am riscat să facem niște investiții. Când a trecut conducta asta de gaze pe acolo, 3 luni de zile au săpat arheologii și au spus așa. Deci noi nu ne puteam permite așa ceva la vremea. Nu eu, eu semnam. Dacă vă... După ce verificau toți din punct de vedere tehnic, semnează și primarul, așa se întâmplă, nu? Da, asta e. Iertați ceva din ne-am agitat un pic, dar haideți să trebuie să o spunem o dată, să vom pur și simplu să rupim în două. Domnilor consilieri, deci iar mă repet, negocierile cu persoana care deține acel contor de unde vine sursa de curent la alimentare, la pobile, de la Livez, s-a menținut, dar legal, eu nu pot să-i plătesc aceie persoane. Deci negociez, asta înseamnă să ai de făcut. Și din spate, cu documente în care să le punem în regulă, ca să demonstrăm că este terenul primăriei. În paralel, să lucrăm la domeniul public, să încercăm să introducem asta în domeniul public. Așa, domnul Crăciun, ce vă spun aici cu cea mai mare responsabilitate? Dacă tot mă duceți pe domeniul public, n-ați avut un document în 12 ani, domnule. N-ați întabulat terenul primăriei, nu este întabulat. Dacă nu făceam aici, nu avea gază, nu mai avea primărie. Dar pe cea? Știți că partea din spate nu-i trecută? Dispensarul nu era trecut. Și poate avea 5 ani de când ești în administrație. Le-am pus la punct eu. Da? Ca să înțelegeți. Și mai am. Deci prima dată trebuie să distragem terenul de primărie. Că le-au luat toți. Suntem în instanță cu biroul RCAP-ului. Știți? Știți unde-s biroul RCAP-ului? Unde aveți dumneavoastră sediu? Suntem în litigiu și primăria ne-a dat un document când trebuie atunci. Suntem în poziția de a pierde acel teren, da? Unde asta? Unii birourile CAP-ului, fostele birouri a CAP-ului. Suntem în instanță, domnule, cu o persoană în care primăria nu le-a dat timpul lor. Am câștigat odată. N-ai câștigat. Da. Vă mulțumim, declar ședința încheiată.